Bună seara, oameni buni! Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru că sunteți prezenți cu noi. Dar eu îi mulțumesc în primul rând lui Eugen pentru că el a dat cursul invitației noastre. Eugen, îți mulțumesc foarte mult! Eu am insistat foarte tare să ieșim la un dialog pentru că te urmăresc cam de vreo jumătate de an și s-au adunat câteva întrebări la mine personal. Și într-un fel sunt privilegiat și chiar chestia asta îți mulțumesc pentru că ești și tu parte din diaspora, sunt și eu din diaspora, lumea paralelă, cum este numită de poliție. Diaspora paralelă. Diaspora paralelă, da, corect. Iar să încep simplu, pentru că nu chiar vreau să mă complic, dar cu întrebările, într-adevăr, că am acumulat undeva vreo 40 de întrebări, probabil, dar o să mergem cele mai importante, serios. Hai spune-mi tu, cine este Eugen Lucheanuc? Hai să începem de la cel mai simplu. Cine este Eugen Lucheanuc în afară de un blogger? Tată, soț sau soț, tată. Un soț, soț în primul rând, de 15 ani, după asta tată de 10 ani aproape. Și gata. Adică de rest... ok. Reșind situația că nu suntem pe online, înseamnă că trebuie să mai povestesc pe privesc eu, probabil. Nu, hai, dacă să o luăm de la început, să o luăm de la început la Facultatea Jurnalului și Științele Comunicării. Eu sunt magistru în jurnalism. Am absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității de Stat din Moldova. Acolo, în principiu, s-a început și blogging-ul prin 2006, dacă nu greșesc, prin blog-a facultății, pentru a ușura comunicarea cu studenții. După asta, în 2017, Mihai Moscovici mi-a dăruit acest domen minunat, lucheanuc.com, și de atunci pe dânsul nu este nimic în afară de lucheanuc.com/blog. Și cum stă pagina aceea, nici nu știu scrie pe lucheanuc.com curat, adică e cum stă de 15 ani fix așa și stă, a little break, dar îmi durează 15 ani. După facultate, adică în timp facultății m-am căsătorit și trebuia deja altfel de bani decât norma de 3,75 care a lucrat la facultate și am trecut să lucrez la Eventis. Din cauza faptului că și Eventis s-a falimentat într-o vreme, am început să fac, hai să spunem așa, live blogging activ și toată ideea asta, când privesc eu, în 2019 s-a lansat privesc eu. Și până ce am plecat în Estonia, eram privesc eu, am început în Chișinău, pe urmă în Moldova, în București, o perioadă. Da, și grație privesc eu, în principiu, eu îi cunosc pe toți cei care sunt în politica moldovenească. Ok, mai puțin tineretul ăsta de acum. Dar... despre tineret vorbim un pic mai încolo. Eu nu întâmplător te-am întrebat chestia asta, pentru că am luat-o mai simplu de la început, cu urmărindu-te pe tine și cum azi eu privesc eu nu prea știam. Și când am dat o research, numele tău și Google și YouTube și cam peste tot, acolo era menționat că ești co-founder. Da. Dar tu nu mai ești acționer cumva. Ești acționer până în prezent? Nu. Deci tu ai fost doar ca inițiativă? Ai fondat acest... Nu. Eu am fost 5 ani de zilesc de la început, atunci când a fost cel mai interesant. Și până ce am plecat în Estonia. Adică și atunci înainte de plecare... am ieșit din privesc eu, pentru că asta era normal. Acolo trebuie de lucrat, dar nu de stat undeva departe și de nu făcut nimic. Adică asta a fost. Eu pur și simplu am plecat și asta nu e privesc eu. E ceva, îmi trebuie de mușit, dar nu de dat. Am înțeles. Pentru că eu, urmărindu-și și canalul la privesc pe Telegram, tu, ca blogger, ai mai mulți vizualizări decât un jurnal. Eu o să explic istoria cu... Cum a apărut blogger? Fiecare a doilea este numit blogger. Stai o pagină de Facebook și ești numit blogger. Spune tu, te rog, cumva istoria începutului de a fi blogger și în paralel, cum să fii și jurnalist, dar și blogger. Este diferență, evident, este diferență, dar cred că tu aici să-mi poți spune mult mai multe.
Eu pot să spun normal că tot ce spune din experiența mea și opinia mea, în primul rând. Eu am fost în jurnalism, România a bătut a doilea gol. Da, și stai o clip, că am și o să arăt gol și neapărat o Haideți. să spun că îmi pare că, ca de obicei, moldovenii au dat un bar tare dur. Aia, frumușel. Deci, hai, lasă că fotbalul o să fie, primul să ne uităm. Deși, deși o mică abatere, eu o să mă străduiesc să nu mă uit deloc la campionatul ăsta care are loc acum în O să iarnă. te întreb și da, te întreb de campionat mondial. Revenim la blogging. Eu am început istoria cu blogging, am spus-o, din lene, din dorința de a mă ușura munca de a comunica cu studenții. Era cel mai ușor prin intermediul unui site pe WordPress să le transmiți temele de acasă, să transpui orarul și era blogul Facultății de Jurnalism, jurnalism. .sme.md/blog sau blog jurnalist, ceva genul ăsta. Și după asta Mihai mi-a dăruit domeniul. Eu scriem odată în Paște acolo, când mă mai apuca ceva și acum când mai dau prin arhive, acolo nu sunt destul de multe fotografii din perioada 2007-2010, probabil. Atunci când blogging era pur și simplu, hai să spunem așa, o pasiune, un hobby la care îmi l-am dat săptămâna. Și acum el nu mai este cumva sau... Nu, acum e un pic altfel pentru că probabil e un pic mai responsabil. Atunci chestia asta se privește dintr-o parte, plus că eu nu știu cum mă uitam la chestia asta așa, mă rog, este, noi ne întâlneam cu blogerii care erau atunci, dar după ce am făcut două luni de jurnalism sau trei, am lucrat la jurnal media. Îmi pare că din august 2009 până pe 24 sau 25 decembrie 2009. În seara de ajuns sau în seara de Crăciun, eu i-am trimis, să nu spun unde. Și după asta n-am mai fost la jurnal, pentru că plus privesc eu câștigas un grant la Soros Moldova și grantul trebuia deja implementat. Privesc că avea jumătate de an. Atunci am reușit foarte repede să creștem și foarte repede să fim cunoscuți grație, probabil, adică cel mai grație ajutorului oferit de echipa de comunicare de la Guvernul Republicii Moldova, Ilia și Igor, da, cumva vă uitați, большое, большое спасибо, pentru că nu am avut acces să facem live-uri de la guvern. Ei au avut încredere în niște copii care au venit cu camera să filmeze și să transmită live pe domeniul lor. Și voi erați Și practic cu experiență așa profundă. Erați pe de o parte și păi, practic era într-o noi colaborare. eram, era Vitalie care Erați făcea echipă de limbi. toată partea tehnică, eram eu cu Radu care stăteam și alergam și mai știam vreo doi oameni în cruci în jurnalist și am reușit, probabil am reușit, să creștem audiența și să ne impunem. Deci, dacă era camera video pe care soția mea, Mihaela, a adus-o din Statele Unite și grație căreia noi filmam, pentru că asta tot a fost o chestie tehnică, pentru că Panasonic și el nu transmitea spre calculator toate datele este tehnice de filmare. Adică asta era o cameră, una din 100 care nu transmitea, pentru că restul toate transmitea. Asta tot a fost o chestie de noroc, hai să zicem așa. Și s-o pomit privesc eu. Și după asta blogging-ul a rezultat ca ceva paralel, plus că atunci din start. E mult mai ușor să fii blogger, pentru că dacă tu ești blogger, tu ești subiectiv. Tu din start, tu ai Corect. numele tău acolo, este numele meu pe care vrei, nu vrei, îl pui la bătaie pentru că tu răspunzi pentru ce ai și spui. Adică acolo nu scrie vasiaparavoschin.com, dar scrie numele tău și asta înseamnă când ești înjurat tu, dar nu acolo un oarecare domeniu paravoschin.com pe care nimeni nu știe. Da, dar aici este și o chestiune, scuze că te întrerup, că hai, când ești la început, poate este și ca un fel de voluntariat, faci, dar după asta, abătându-te tu de la privesc.eu, devenind mai blogger, cumva
situația financiară tot contează în ceea ce tu, de Nu, exemplu. din blogging nu faci. Nu faci. Aha. În Hai să spui Moldova pur și nu. simplu un hobby și asta e tot. E hobby pentru că nu, asta nu poate fi, nu poate fi numită muncă de bază. În Republica Moldova. În România, ceea ce încercam noi să implementăm cândva, în România asta este posibil pentru că acolo acțiunea bloggerilor este văzută un pic altfel, văzută mai mult în domeniul economic. Și eu când povesteam la băieții din România despre faptul că noi facem offline-uri cu premierul, cu președintele și așa mai departe, spun voi și sunteți sănătoși, cum asta e posibil? Și nu, la noi cumva asta e normal, adică asta, adică ei ascultă bloggerii, deci să nu asculte. Deci spun, dar la noi și ceva nu-i. Și nu la voi, nu, la noi este. Și din cauza asta, la noi bloggerii sunt văzut totuși ca ceva politic. Iată cum au apărut influencerii și eu mă bucur pentru succesele lui Emilian Crețu în toată istoria asta, pentru că reușește să, hai să spunem, să facă bani din blogging, din influencering, nu mai știu cum să pronunț corect. Adică el reușește prin intermediul contractelor să facă bani și asta este foarte bine și eu mă bucur pentru chestia asta. Dar asta nu este, deci, nu știu, probabil poate este blogging, nu știu. Dar în orice caz, dar mare parte lumea este percepe că bloggerii sunt plătiți și mai ales când vin campaniile electorale sau legate politicieni, o toți condamnă, pentru că eu când am venit cu inițiativa de a te invita, automat, îl chem și pe ăsta care e plătit de șor. Automat au pus o chestiune în față care, eu nu știu, ești plătit, nu ești plătit. A, pe mine deja m-a motivat și mai tare să te întreb asta. Chestia cu... Nu, tu îți dai seama că, de exemplu, eu dacă aș fi plătit normal, eu n-aș spune chestia. În primul rând, hai să... Da. Dar atunci când m-a apărut privesc eu, pe noi ne întrebau, dar voi de cine sunteți plătiți? Și noi am găsit o formulă universală. 9 pe lună filat ne dădea, asta atunci era în 2009, 9 pe lună filat ne dădea 1000 de euro, plaha ne dădea 1000 de dolari, urecheanul ne dădea 10.000 de lei și voronii ne dădea 10.000 de rubli, ceva de genul. Eu cândva am fost plătit de filat, la filat mi-a dat un iPad și am spus despre asta pe blog și soția mea și până am scoate ochii pentru faptul că eu sunt debil că am scris despre asta pe blog. Dar de ce? E o chestiune sinceră din partea ta. E o chestiune de scos ochii mei degrabă la alții. Dar nu, acolo a fost o istorie legată de blogging-ul din România, atunci când un blogger făcea un review la un BMW prin prisma faptului că domnul Țiriac, dăruiți-ne-l, vă rog frumos. Și noi veneam cu domnul Filat și cu doi consilieri de-a lui, nu mai țin minte de unde, de la Nord, și ne-am oprit la Stăuceni să mâncăm. Și eu spun, domn Filat, dar poate și eu să fac un review la iPad și share de la dumneavoastră un iPad. Și asta spun, nu, în principiu, hai și-o vedea și putem face. E și peste câteva zile, mie ne-a dăruit un iPad, unul, fără 3G. Ah, da, avea 3G. Oh, chestia asta era foarte importantă, pentru că în momentul și ala, nu în momentul și ala, în timpul și ala, noi am făcut un live, cu, nu live, un offline cu Unite, și așa de Unite ne-au dat cartele cu internet nelimitat. Asta a fost o foarte mare greșeală a lor, pentru că eu am pus cartela și Unite în iPad, eu niciodată nu mi-am permis să o folosesc în roaming. Dar alți blogeri am înțeles că au folosit-o și în roaming. Și ei au deconectat nelimitatul, dar pe cartela și nelimitat nu era numai internet, acolo adnacă aș putea și vorbi. Dar eu, mă rog, l-am folosit în Moldova numai. Și peste vreo 3 ani abia și-au dat seama și-au deconectat cartela și da, așa că cartelele, de atâta că au fost mai multe cartele date pentru blogeri. Revenind la tema de plătit, eu am fost plătit la început de filat, pentru că am fost prost și l-am crezut. După asta plaha, și nici chiar filat mi-a spus că plaha te plătește, când eu am scris articolul că plahotniuc trebuie să fie premier. După plaha a fost Dodon, după Dodon a fost Șor, și am походul următor, nu știu. Nu știu, eu cred că dacă să-mi scriu vreo 3-4 articole de ghin despre Maia Sandu, putem să spun că gata, cum mă plătești. Nu, asta e ironie foarte, asta e clar, că ironizează cumva. Da, dar problema este, problema... Oamenii percep așa, Eugen, oamenii percep așa.
Eu de la ce spuneam că de la denumirea blogului, că tu răspunzi cu numele tău. Atunci când ies Maia Sandu într-o emisiune și pe dânsa Vase sau Gheorghe a întrebat despre, iată, Lucheniuc o scris ceva despre dumneavoastră și Maia când a trântit-o că Lucheniuc este un troll plătit de plahă. Nu, și tu vrei la mine după asta. Adică oamenii și o să spună despre Lucheniuc. Normal că eu o spun că e plătit de plahă sau de șor. Plus, nu uita că... Politica e o chestiune subiectivă la urma urmei și ce spune un polițian e tot niște noțiuni sau niște chestii subiective într-un fel. Ca și cum ai spus nu, un blogger subiectiv. Da, indiscutabil. Indiscutabil că Sergiu, ăștia oamenii te roagă să vorbești mai tare, parcă ești în depărtare. Apropi, te rog, leacă mai tare și să vadă și fața ta mai mare decât. Dacă așa o impresie că eu am dat 300 de kg. Politica e chestie murdară, tare murdară și tare urât. De asta eu când eu ne-am promis în 2002, adică 20 de ani deja, că eu niciodată nu sunt într-un politic. Și a fost și da, am avut întrebarea asta la tine, dar eu am să merg totuși de blogging, vreau acolo să mă accentuez o chestie legată de informație. Pentru că noi, cum am spus, dacă trăim într-o lume materialistă, așa și este, trăim într-o lume materialistă, tot curtează doar pe bani, 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 bani. Și sunt lucruri care nu se cumpără cu bani. Totuși, informația care ajunge la tine, au fost chiar și mulți polițieni, inclusiv Sergiu Mocanu, sau mai era acolo de la Rabnopravia, un domn, nu mai știu minte, acuzându-te... Crismenco? Oi, Climenco, ce da, spune? Da, Climenco, Climenco, așa. Climenco acuzându-te pe tine de foarte multe ori că ești parte din serviciile secrete moldovenești și tu, de fapt... Pentru informare. Climenco e în partidul ușor, dacă știu. Da. Dacă eu sau ușor, da? El asta o spun, era privesc eu. Eu pot să răspund la întrebare, să mă stresez. Deci, sursele de informare au fost perioada privesc eu. A fost o perioadă frumoasă, lungă, 5 ani de zile, în care eu am reușit să cunosc foarte mulți oameni. Inclusiv din serviciu. Ori asta nu se spune. Hai, eu nu știu. Blin, nu, ok, chestia asta în principiu știu toți. Cum să-ți spuneți? Scuze, eu am dat o întrebare în referitor la serviciu, nu e întrebare incomodă, pur și simplu eu stau și mă gândesc cum să răspund ca să răspund exact. Eu nu, blin, cum să spun, deci referitor la sursele din servicii, un verișor de al doilea de meu lucrează în serviciul de informații și securitate a Republicii Moldova. El lucrează acolo de mult timp și el este chiar mai tânăr decât mine. El, din cauza mea, are probleme de genul, nu probleme, hai să nu mai spun de genul, de atât că informația totuși nu este publică tare. Deși oamenii de acolo o știu și pentru orice chestii pe care o scriu eu, lui îi scot ochii, inclusiv niște... Wow. Din Guvernarea Republicii Moldova. Acolo eu pur și simplu m-am pipăit sânge. Eu, nu că el, Doamne ferește să-mi dai nevreo informație, de atât că eu nici măcar vara când mă văd cu dânsul nu pot normal grăi, de atât că, suntem în Moldova. Și multe chestii. Adică eu cu serviciile n-am o relație deloc bună. Pentru că câțiva ani în urmă, eu l-am supărat pe un debil de acolo, care se numește domnul Balan, vicedirector era la acolo. Și el chiar a pus oameni care să mă urmărească. Și toată chestia asta era atât de urâtă, că eu m-am văzut cu consilierul primului ministru pe securitate și cu șeful poliției atunci, domnul Pânzari, afară, și ei doi în video, ia uite și ei stau și plătim. Nu după asta tot chestia s-a terminat, de atât cum înțeles că debil. Dar eu nu pot spun că nu am surse de acolo,
Dar precis că asta nu sunt acelea pe care oamenii îi fac Pentru probleme. că eu nu Dar întâmplător am vrut să dau întrebarea asta, Eugen. Ei era, nu știu, eu încercam să o evit, dar tu ai scris zilele trecute despre Slusser, că trebuie ceva cumva spus despre Slusser. Și acolo tu ai menționat asta Asta și o eu o pieșă, să asta duc. o sâmbătă. Da, Eu, da, nu, da, da. hai că eu să-i explic istoria și cu Slusser. Mâine sau poimâine, când o să am Ok, eu chef, deci da, nu, nu la, vreau nu, să o spun. dă eu să-ți răspund până la capăt, anume pe tema așa, deci te-ai întrebat de sine. Domnul acesta, Slusser, o scris mai dânăs despre Franz Luțac, el în raportul Asis, noul director al Franz Luțac, acolo legat nu știu de cine. Piaca, a scris și un raport primit de la SIS despre domnul Slusser, cine este el și cum este el. Și acolo, la sfârșit, undeva scrie cu litere de 0 între 4, 0 asta, că acest raport este un trolling. Dar, blin, tu când primești rapoarte de la SIS, tu nu scrii că eu am primit rapoarte de la SIS. Pentru că asta trebuie să fii sau debil, sau Corect. debil. Ca să scrii, nu hai și în serios. Adică, Corect, da. iese că oamenii de la Agenția Proprietății Publice, care nu sunt deloc ok la comunicare, la cuvântul zero, i-au transmis lui Slusser un raport la SIS. Nu, hai și în serios. Adică, Da. nu, dar omul pur și simplu încearcă, atunci când spui raport de la SIS, gata, automat, tu devii credibil pentru că asta SIS a scris. Nu, de Da. unde? Nu, hai și în serios. Și exact, sunt fix aceeași cum dacă nu ești plătit de șor, ești plătit de altul, de Dar placa sau de n-ai cum. demonstrat chestia asta. Exact, ca și cum dacă nu ești de-am plătit absolut de nimic, înseamnă că tu de-am lucrești în serviciul secret. Oamenii scot și inventează diferite vorbe, numai ca să, cum ai zis tu, să ponegreze poate imaginea ta, dar într același timp să le avânt face, le avânt spune. De unde ai fost tu la 7 aprilie sau la 5 aprilie 2009, dacă îți aduci 7 aminte? aprilie. Bine, 7 aprilie votare din 2009. 5 aprilie s-a început. 5 aprilie a 5 fost, aprilie au fost blin, alegerile, e rezultatele că tu fost acum ai alegerile. pus întrebarea asta și la mine tocmai mâinile s-o... La 7 aprilie e temă, nu că dureroasă, e într-atât de neplăcută. Da. E foarte neagră istoria Republicii Moldova. Uite, eu nu sunt de acord cu tot, cu... De ce tu spui că e pată neagră? Pentru că noi n-am auzit, pentru că eu am plecat de acolo, hai să zic mai personal. Din cauza lui 7 aprilie 2009. Dacă mai personal, asta e motivul ce eu am plecat de acasă. De ce? Dar pentru că eram student, cumva eu am terminat facultatea la politologie, de asta și m-am scris pe politolog, nu că tare vreau să mă dau mare expert, dar terminând din aprilie până în vară, terminând studiile, eu am înțeles că eu nu am acolo nicio perspectivă și niciun viitor în țara aceea. Atât. Nimic mai mult. Uite, deci 7 aprilie. 7 aprilie eu am fost în piață. Nu în piață. 7 aprilie eu am fost acolo. Eu am fost de atâta că, nu de atâta că, dar de atâta că eventul, oficiul eventului era în Ulim. Și noi avem un oficiu doar domnul Groza, bună seara! Domnul Iulian Groza, șeful la IPRES, uite la noi, eu sper. Deci, 7 aprilie eu eram la event și eu nu puteam sta în oficiu, eu trebuia să ies afară și să văd ce se întâmplă. 7 aprilie eu aveam legătură pentru că eu eram la Juventus la mine și Juventusul, spre deosebire de Orange și Moțel, nu murit. 3. 7 aprilie eu eram alături de verișorul meu care era clasa 12 și care tare tare l-a apucat dorul să arunce pietre acolo. Eu am fost acolo, eu am mers, am văzut ce s-a întâmplat totul. Eram pe împrejur, am văzut soldăței și ei care picioarele lor erau mai subțirele decât de și meu mititel și care au fost trimis în piață. Eu am văzut mașina și ei care, straniu cum de-au ajuns ei de, de stingerea incendiilor. Eu am văzut și eu am opinia mea despre 7 aprilie și eu înțeleg că acolo nu a fost și aici, nu se povestește. Da. După 7 aprilie, eu am crezut că o bună parte din populația Republicii Moldova, eu am crezut în Vlad Filat și în viitorul european al Republicii Moldova. Da, coleanța. Așa, cam asta. A doua zi, de 8 aprilie, eu mă duceam la lucru, am trecut special pe lângă președinție ca să văd ce s-a întâmplat de dimineață. I-am văzut acolo pe domnul Iurie Ciocan și, dacă nu greșesc, șeful la Curtea Constituțională, eu nu țin minte exact cum îl chema, este fotografii.
Domn Ciocan permanent, ne amintește despre chestia asta. Noi am vorbit Consiliul despre asta. național era, am să zic, Dumitru Dumitru, Pulbeni, pare. Pulbeni. da. Am pare că el. Deci, noi, eu l-am întrebat după asta, peste câțiva ani, spune, domn Ciocan, dumneavoastră, și ce ați făcut acolo? Și el a spus că noi ne-am dus la moșneac și el ne-a întrebat, dar și cu ăștia, deși, de ce ei stau acolo, de ce eu protestez, și cu... Alegerile au fost corecte și totul a fost corect. Și eu îmi dau seama la trecerea anilor că alegerile din 5 aprilie au fost corecte. Ce 5 urma? aprilie 2009. Și mult chestii, adică nu mai murit, adică nu mai votat oamenii din cimitire, deși Da, noi am cum? crezut în chestia asta, noi doar la sfârșitul iulie, când a fost a doua lege, noi doar în chestia asta am crezut. Și acum, la trecerea anilor, îți dai seama că, de fapt, chestia asta a fost un fake și a fost o chestie politică. Fix așa cum noi acum, după Da, tot... dar politică, dar uite și interesant că după asta s-a descoperit cumva, sau nu știu cât s-a descoperit, până la urmă nu s-a mai descoperit, dar iarăși a fost menționat un blogger renumit de Rusia, implicat în servicii, care cumva, dacă mai ții minte de bloggerul, cum îi zice mai, Da. el a fost arestat, după asta i-a dat Da, drumul să o facă nu. Nu cred că contează numele iar, lui, este încă un, da, încă unul blogger, dintre apropiații cu iar. Natalia Morari. Da, Ascult, blogger, da, blogger. referitor la blogger, la chestia asta, blogger. La noi și Vlad Filat a fost blogger. El are blog din 2007 sau 2006, de când noi ieșit din PD. Da, și acum mai Aia ca Cornel ne spune că, Telegraf Moldova ne spune că Baghiru. Nu da, contează. corect. Deci, și Vlad Filat a fost blogger, și după asta și Vlad Plahotniuc avea blog, și cine acolo mai avea blog? Maia Sandu blog nu a avut niciodată. Adică la noi ei toți sunt blogger la un anumit moment. Laiba Adică de blogger. Renato Usat e tot blogger, adică ei toți la un anumit moment au devenit blogger. Și chestia asta câțiva ani în urmă, atunci când spune blogger, mai bine, mai bine te băga în pământ. Ne spune. Dar eu niciodată nu m-am rușinat să spun că eu sunt și blogger. Și pentru mine chestia asta... Adică atunci când, de exemplu, organizații, să nu-i pomenim acum pe unele, organizații de ONG-uri semnează scrisori, petiții contra unor blogeri plătiți de plaha sau de cine atunci au spus chestia asta. Eu tot n-am spus că da, eu sunt blogger, întrebări mai sunt? Adică chestia asta... Vine și din jurnalism, pentru că există și o concurență, dacă aș putea spune că e concurență, Cine? jurnalism bloggerii, Stai, pentru stai, că dar nu separat. Dar la ce jurnalist se referă? Sau tu ai văzut hai că jurnalist în asta, Republica? e că asta și vreau să întreb, anume asta și vreau să întreb, pentru că tu acuz foarte mult Dar eu ProTV-ul din document, nu din acuz, nu. Sergiu, nu. ok, Tu nu bine. poți acuza pe cineva care este demonstrat vinovăția lui. Cum acuză? Adică stai alea. Toate căsătoriile este, asta e demonstrația, asta nu este acuzare. Acuzarea este atunci când nu este demonstrată vinovăția cuiva. Dar atâta timp cât noi toți am văzut în acești ani ce se întâmplă, câte căsătorii între puterea a patra și puterea a întâia, a doua, a treia. Parlamentul la noi a doua. Adică asta nu este acuzare, asta este axiomă, nu știu. Adică nu. Și asta nu e doar ProTV. ProTV-ul pur și simplu. ProTV-ul e la fel ca și Filat. Hai să zicem așa. Filat a dezamăgit cel mai tare. Acum o să urmeze probabil Maia Sandu dacă ea nu o să-și iei Dar voința în dinți. cum ar trebui să fie într-un fel ideal? Bine, că viața personală, eu înțeleg, e viața personală și până la urmă fiecare mărită, căsătorește sau se însoară cu cine își dorește. Asta e viața lui personală. Da. Nu trebuie să fie asta publică? Sau trebuie să fie publică? Asta e Nu, altceva. Dar... atâta timp cât tu faci jurnalism și te vezi, ai relații amoroase cu cineva din politic și tu ești jurnalist politic, probabil tu trebuie să treci în jurnalist sportiv sau jurnalism, nu, probabil sportiv, acolo e conexiune. Asta chiar și în jurnalismul economic sau jurnalismul social este într-un oarecare fel implicarea politică. Atunci pleacă, pur și simplu pleacă. Și atunci când Angela Gonța a anunțat că ea pleacă din jurnalism pentru că se căsătorește cu Vlad Filat, asta a fost o decizie foarte corectă și am salutat-o. Chiar astăzi am dat de video pe care l-am pus eu pe Dailymotion. Ce a urmat după?
Asta este decizia ei. Da, mă, da, asta e altceva. Înseamnă că, dar cumva, jurnalism nu există pentru că ele se mărită, se însoară cu polițienii. Nu, Ok. Uite, jurnalism există. Noi avem foarte bun jurnalism. Noi avem câțiva cum, jurnaliști. Noi avem nevoie de jurnaliști profesioniști în Republica Moldova. Să crească o societate sănătoasă prin prisma unui jurnalist profesionist, spunem la urmă. Pentru că rolul jurnalismului nu numai... Spune tu, da. Tu, jurnalismul ăsta, hai să spunem, studiile superioare. Noi avem nevoie de educație, în primul rând. În cazul în care noi am avea oameni educați, din clasa întâia, din gimnaziu, liceu, dacă noi am avea oameni educați, atunci noi am avea și un jurnalist normal. Atunci omul ar înțelege că, în primul rând, jurnalismul costă și jurnalismul trebuie și susținut. De exemplu, eu pot să dau un exemplu concret cu privesc eu. Prin 2014, 2013, 2014, atunci când era lupta între Filat și Plahotniuc, cam atunci eu ne amintesc, privesc eu am lăsat posibilitatea de a te abona. Chestia asta îmi pare că costa 20 de lei și va de genul dat, o cafea pe lună. Tot atunci s-a lansat ideea că dacă vrei să vezi un live, trebuie să te loghezi cu Facebook-ul. O grămadă oameni pur și simplu și-au făcut conturi fake ca să se poată loga, privesc eu și să uită la live-uri. Doi, ei nu înțelegeau de ce ei trebuie să plătească. Deși oamenii lucrau în guvern, în chestii de astea, în agenție, adică banii ei, slava Domnului, făceau. Adică atâta timp cât oamenii nu o să înțeleagă că jurnalismul merită susținut și el trebuie să plătit, atâta timp noi nu o să avem jurnalism. Oamenii o să înțeleagă că jurnalismul este bun doar atunci când o să aibă educație normală. Dar atunci când oamenii... Dar cum să avem o societate de educație dacă în unele sate nici informația nu ajunge? Omul de unde? Cum să fie el educat dacă el nu are o sursă de informație la care s-ar putea informa corect, la care ar putea învăța corect? Sau simplu, poate și bibliotecă nu mai există. Sau, mai nou, nu, uite, oamenii se duc în satele, dispar în general din Republica Moldova, tot mai puțin oameni sunt în sate. Deci, nu, în cazul în care noi am avea o societate educată, și eu de asta mi-am amintesc foarte bine offline-ul, primul offline cu ministrul educației anul 2012, Maia Sandu, care a spus că noi avem nevoie de, atâta timp cât eu o să fiu la minister, eu o să încerc să avem măcar una, două generații care din grădiniță crească, generații sănătoase, educate, cu altfel de viziuni. Chestia asta e numai făcută și asta este unul dintre motivele de ce nu prea o respect. Dar lăsăm chestia asta la o parte. Referitor la sate, în cazul în care noi am avea o societate educată, în cazul în care noi am avea educație în școli, oamenii ar înțelege că este de fapt destul de ok să fii în sat, pentru că poți face acolo, poți prelucra pământul sănătos, adică nu sănătos, dar să investești și să scoți din chestia asta, adică să nu te duci undeva să, hai să zicem așa, să roghești la Moscova, cum a noi deprins, dar acum deja în Europa, pentru că mulți revin. Adică istoria asta cu educația și... Dacă tu spui că nu ajunge informația în sate, informația ajunge. Problema este ce informația ajunge. Și uite-te, la noi fiecare putere care vine, fiecare putere nu are niciun interes să-i duce pe cineva. La noi toți, important e ca să mă voteze, dar restul nu contează. Și ăștia acum care au venit, care vremuri bune și chestii de astea, este fix aceeași situație. Nici o diferență, zero diferență. Eu chiar dacă îi știu, eu speram, dar nică. O schimbat Moldova 1 și pur și simplu o schimbat din roșu în galben. M-a schimbat un post în funcție, era acolo un om, dar bine, nu contează. E trist ceea ce ai spus tu, foarte trist, pentru că de asta și ajungem în campanie electorală și atunci îți pui mânele în cap cum oamenii votează, că de fapt votează nu cu rațiune, dar mai mult cu stomacul votează, pentru că omul... aici, cum ai spus tu, polițienii poate profită în mare parte de chestia asta. Și toți profită, da. Nu contează cine și cum. Da. Încă o întrebare personală, dar e personală, pentru că aici derivă de ce eu vreau să te întreb, e pentru că cum oamenii lăsați fi altfel dacă
Noi, când eram tineri, spre exemplu, Eugen, mai țin minte, umblam și noi cu chefurile, cu Astian, cu băuturile, poate, ani de studenție. Și am văzut un film de-a tău, tot undeva pe YouTube, cum tu spuneai, tu, băutură spurcă-te, Dumnezeu nu te-a făcut să stai la lumină, treci la întuneric. Îți mai ții minte fraza asta? Da, Și asta a tu fost menționezi spus. de primul alcool. E ca asta vreau să întreb. Tu menționezi foarte mult în postările tale, astăzi nu mai servesc. Eu îmi dau seama că asta e autoironia, iarăși, dar Nu, uite. de unde vine chestia asta? Că noi suntem un popor cam foarte la capitolul de a consuma alcool, suntem poate peste limita normală, să spun. De unde vine jocurile tale, glumele tale despre alcool? Chestia și cu alcoolul, blin, eu m-aș întoarce încolo în munții Apuseni. Asta era o deplasare cu bloggerii din România. Eu eram unul Da. cu bloggeri din Moldova și am adus de la Bălți. Și noi ușidem cu blogger din Cluj. Ușidem acel coniac și noi pur și simplu ne întreșem atunci. Referitor la alcool. Greu de spus, dar eu în noiembrie am but mai puțin, în general Mihaela și no drink November. Dar da, noi avem mari probleme cu alcoolul și în ultima vreme tot mai tare și mai tare îmi dau seama că Este un factor care pe noi nu ne dă voie să dezvoltăm alcoolul, dacă să așa, nu? Nu cred, Dar uite pentru cine că protestează. Dacă nu crezi, atunci cine iese la proteste? Dacă nu iese oameni intelectuali care s-au săturat de scumpiri, s-au săturat de niște vremuri care promit a fi bune, dar pentru că nu sunt bune, și ies tot oamenii Sergiu, cei care se consumă să nu mult alcool consumă. eu nu vreau să te supăr, dar diferența între acești oameni care ies acum la protest și diferența dintre oamenii care au fost aduși forțat de către PD, PLDM și PL, dacă nu greșesc, sau nu PL, PLR, lui Habirca, în 2014 sau 2015, când s-a liberalizat regimul de viză și toată piața era plină, nu este. În afară de faptul că oamenii ăștia sunt plătiți, dar oamenii aceia au fost forțați să vină cu riscul de a fi concediați. Ceea ce vedem noi că ei sunt alcoolici, asta nu înseamnă că noi nu Asta suntem mass media acolo. vrea să ne arate lucrul ăsta. Eu înțeleg. Există acest factor și el este indiscutabil. Ceea ce a fost pe 7 aprilie, eu absolut. Ei și încearcă, și caută Vitalie Lisnic pe Facebook, el este, el are foarte multe fotografii din 7 aprilie. Totodată și eu am impresia că pe Lucaniu.com acolo este un filmuleț de 7 aprilie, filmat de Vitalie, acolo sunt mult, el e vreo 2 ore îmi pare. Merită să te uiți pentru fețele oamenilor care sunt acolo. Nu, nu, nu. Sigur, dacă Să înțelegi cine a fost acolo. Și diferența între acei tineri atleți din 7 aprilie, aduși din Transnistria, de cine au fost aduși astăzi să ne povestească alții, și ăștia nu este nicio diferență. Așa că noi îmi pare că uităm anumite aspecte și alcoolismul aici nu are treabă deloc. Faptul că moldovenii beau mult, probabil, dar noi nu trebuie, cred Rușinăm că să să ne... coboare, spre exemplu, Estonia. Estonienii tot beau mult, nu? Polonezii beau mult. Polonezii beau mult, dar despre estonieni nu spun un cuvânt de rău. Înțeleg, înțeleg. Hai să trecem leac cu oceanul, dacă vrei. Trecem la diaspora. Diaspora moldovenilor din America. Foarte mult, în ultimul timp, tu menționezi, vorbești despre convenția colombiană-americană. Iar o ironie. Drăgălino americanul. Ah, sorry, Da, 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 Moldo. da, da, da. Moldo Nu, americanul. asta te-ai ironizat, ți-am preluat gluma. Despre Convenția Moldo-Americană, Dar eu nu tu. vorbesc mult. N-am început. Eu încă n-am început pentru că eu încă n-am început pentru că eu trebuie să încerc să găsesc o leacă de timp, să stau de vorbă, chiar de vorbă, nu pe chat cu doi oameni, cel puțin doi oameni, unul din Chicago și altul din Los Angeles. Și îmi pare că mai era cineva din Texas, care să-mi povestească despre
cum au sponsorizat ei această convenție moldo-americană și cum banii pe care transferau ei, unul a transferat pe un cont, altul pe alt cont, a treilea pe al treilea cont a unei persoane fizice. Hai, despre Bine, chestia asta, dăm asta o zi de timp, o zi de timp, dar eu încă nu sunt, într-atât din temă ca să pot discuta mai detaliat despre chestia asta. da, dar Eu doar domnul. știu detalii generale și eu cred că eu nu trebuie să comentez cine a fost acolo. Eu cred că nu trebuie Bine. să-l comentez pe domnul Sturza și pajul lui Veșnic și restul chestii. Bine, eu de ce am întrebat? Pentru că eu nu prea sunt de acord aici, o leacă cu tine. Chiar dacă ceea ce ai spus tu s-ar putea să fie adevărat, eu n-am fost, bine, de asta lumea știe, de fapt, dar eu văd sub aspectul pozitiv. Eu n-am fost niciodată la această convenție, vreau la anul viitor să particip, dar motivul meu personal de ce nu mă duc, nu e neapărat din punct de vedere financiar, este pentru că tot atrag mai mulți oameni, membri, cum ai menționat și tu despre Sturza, care au unele lucruri foarte controverse în activitatea lor de anii trecuți. Dacă îți vorbim direct Nu. despre Sturza, este că omul când pleacă undeva în permanență, se identifică sau se numește ca ex-prim-prim-prim-prim-prim-prim-prim-prim-ministru al Republicii Moldova și după asta om de afaceri. Eu chestia asta văd o leacă suspectă, pentru că, Nu, de ce? El foarte corect spune, el de acolo a făcut rublu. da, dar asta e, cată personal, cată de a-și face lucrurile, ai înțeles acum. Bine, mă întrerup, dar e cam acolo. Dar ce vreau să zic eu bun despre Convenția Moldo-Americană, pentru că sunt unele proiecte în care oamenii ar putea, eu n-am fost, eu nu știu, ele nu sunt atât de transparente, eu vreau la anul viitor să insist să mă duc, dacă să mă primească, nu știu, după life asta, dar vreau să mă duc, să Tu pot să-l fi și oameni întrebi. din opoziție. Oameni din opoziție, eu vreau să văd acolo oameni cu alt caracter, cu altă forță, cu altă mentalitate. Nu mi-e plăcut să mă duc să văd doar despre partidul PAS. Ei spun că acolo nu e legat nimic de politică, ei menționează că n-au nicio legătură politică, de fapt, acolo. Da, Dar noi deloc. așa înțelegem, oamenii care au rațiuni, de fapt, înțeleg. Dar ce vreau să spun este că ei au proiecte foarte bune pentru, și au de exemplu, un proiect care se numește DAR, Diaspora Ajută Acasă, nu mai știu, mi-a scris undeva aici, DAR, cum se scrie, DAR. Dar nu știu dacă îți găsesc eu, dar nu contează. Dar au proiecte care, într-adevăr, nu sunt transparente, nu știu de ce. Nu știu de ce oamenii nu vor să implice mai mult. Eu mi-aș dori să mă implic, dacă aș fi îngăsat Ascultă. sau nu, dar eu. Hai, spune, prea mult am vorbit. Care implicare? Eu pot să spun, eu nu am mare respect față de acest tânăr care înjura cândva medicii de la Centrul Mamei și Copilului, prenume Dorin Galbe. Dar în cazul în care o să ai posibilitate, să-l întrebi, te rog frumos, pe acest domn. De ce, fiind menționat printre primii ca fiind speaker la convenția doamnei Drăgălin din 2022, el așa și nu a ajuns în statul Washington? Iată să întreb și să... Nu știu, voi sunteți acolo mai aproape, poate să auziți ce scandal a făcut mama șefii anticorupției la ambasadă cu privire la acest domn Galben. Iată, N-am auzit, nu știu informația. Uite, trăiesc pe loc, eu n-am auzit. Și încerc. dacă eu am auzit-o și am dovezi, dar Bine, asta eu urmăresc tine și asta asta ambasada, e eu treaba. urmăresc tine. Nu, eu nu știu dacă o scrieți pe chestia asta, că dacă acolo este o chestie prea personală. Dar revenind la domnul Sturza, eu nu știu, poate o să găsesc cumva următoarele săptămâni timp ca să citesc rezultatele expertizei, cum se mai spune chestia asta, a Curții de Conturi cu privire la amânarea Premier Energy, nu Premier Energy, dar către Union Finosa a rețelelor moldovenești de energie electrică, să citesc despre procentele pe care le avea domnul Sturza acolo și pe care le-a vândut, dacă nu greșesc, la Dumitru Braghiș, și totodată despre cum acest ex prim-ministru a Republicii Moldova și sfetnic de taină a doamnei Maia Sandu
a vândut Moldova Gaz rușu. Trebuie să Sunteți știți al... acolo, acolo sunt multe. Și eu oricum o să știți chestia asta și după asta pajul acestui domn poate să-mi scrie ni mesaje cu nemiluita și poate să mă dea în Dar judecată cum cât să te vrea. credem că e adevărat ceea ce o spui dacă tu ești subiectiv? Cum noi să credem că tu ceea ce o spui Dar sau eu nu, informații dar eu sau nu mă obiectiv? stresez. A. Dar eu tu observ că eu chiar, de exemplu, canal sau pe asta, eu nu mă stresez dacă omul nu mă crede. Poftim, asta este pur treaba voastră. Eu nu mă impun. Eu m-am întâlnit personal cu Dorin Galben. Într-un fel sau altul am vorbit așa, relativ, nu am dat mari detalii, ce faci, cum faci, dar există tendințe, iar presupunerea mea personală, la fel cum tu ai presupune, că Convenția Moldovericană este și ca scop de a identifica un nou lider, cu scopul de a pleca, asta e just my imagination, de a pleca, să reîntoarce Republica Moldova cu scopul de a se implica în politică. Noi avem precedente, Maia Sandu tot a fost în diaspora moldovenilor din Te America. rog frumos, te rog frumos. Hai, nu mă amucu. Maia Sandu este, era în diaspora mea. Hai, te rog, las. Las, hai că eu am ușa să citez diaspora de peste Niagara, acolo, care spune, hai să fii sincer, sau cum e acolo, spune chestia asta. Hai să nu sunăm Valoare diaspora când sumă. ieșim din biserică. Doamna Maia Sandu, acolo, a fost în, cum spune rusul, comandirovka, sau deplasare de serviciu. România a bătut gol 3 la 0. Nu Așa se schimbe la că... pauză. La pauză se schimbe măișile României. Să nu Dar bat pui gândul. și e Poate minut e 60 greșit. deja. E Ah, minut 60. Așa că dacă ceva, noi dăm greim 50 de minute. Deci, hai să nu o numim pe doamna președinte din diaspora. deci, noi am fost în mare parte entuziasmați când am votat în 2016 și când tu ți-ai menționat undeva că ți-ai furat votul, că ajungi acolo la votul tău din 2016, noi am fost Nimeni bucuroși și ne-a zis. Da, eu nu am să-ți explic de unde și cine, cum ți-a furat votul. A nostru, de fapt, a tău, a meu, a tuturor. Mi s-a furat votul în 2016. A fost o mobilizare extrem de masivă a diasporii moldovenilor din America, care cumva au fost indignați până la urmă cu furatul votului din 2016, dacă ți aduce aminte ție la prezidențiale. Tu ai avut un interviu dat și ai spus că votul tău, tu de fapt n-ai votat, nu că ți l-a furat, dar de fapt tu n-ai votat și votul tău a fost cumva, era în 2016. Ai undeva pe Facebook asta, Nu, pentru nu, că trebuie să revăd chestia asta, dar eu parcă niciodată n-am spus că votul meu a fost furat, doamne ferește. bine, tu ai Eu... menționat acolo că votul nostru a fost furat și trebuie să facem proteste masive, trebuie să ieșim în piață să protestăm atunci. Tu ai venit cu un demn oricare. Bine, Da, și ceva genul trolling, dar eu nu cred. Păi, votul meu a furat? Dar votul nu. nostru a fost, era. Plus că eu în 2016 am votat în primul tur pentru Maia, la Guta. Ah, vreau că mai. Eu am votat pentru Maia. Nu, eu... oi, prea mult eu. Eu cat acuși, eu genul de persoană. Ultimele evoluții mă tind să încep a lua poziția soției, precum că diaspora nu ar trebui să voteze. Și Nu sunt de acord. probabil, da, asta discutăm cumva înainte de alegeri. Hai, nu, amu, că asta e o temă Asta tare, e. Eu tare. aștept votul electronic mai întâi și apoi după votul electronic Da? poate diaspora să nu mai votez deloc. Eu asta aștept. Vrei să Asta trecem la omul pe care l-a ales America pentru Parlament? da, trecem. Eu încă la 2016 am rămas. Uite, la 2016 am rămas. Pentru că, cumva, diaspora atunci, cu un entuziasm, cu dorință de a vota și cu dorință de a se implica civic, i-au făcut unele schimbări sau a dat de înțeles, mai bine spus, că în diaspora moldovenilor din America sunt niște lucruri foarte interesante. Și de acolo, doamna Drăgălin, a, să zic S-a așa, inspirat. a inspirat, corect,
s-a inspirat și cumva Convenția Moldo-Americană a prins contur și a prins o voce puternică. Și de ce nu există convenții italienilor, de exemplu, în moldovenilor italieni, nu știu. De ce nu există convenții în Marea Britanie? Eu am ușa să te explic. Pentru că voi sunteți puțini. Dar noi suntem deosebiți și spun de ce. Pentru că noi chiar suntem diaspora. Pentru că asta și înseamnă. Cei care sunt în Europa, să mă scuze oamenii, nu vreau să supăr pe limile, jumătate de oră și ești acasă. Aici, cumva, depărtarea, concepția, oamenii revin acasă mai greu, concepția de a fi numit diaspora, este diaspora. Nu știu dacă suntem valorificați noi ca fi diaspora, poate tu poți mă întrerupi, nu am dreptate aici, dar nu? Eu nu pot să te întrerup, pentru că asta este opinia ta și eu nu pot să simt opinia. Eu n-am fost peste ocean și nu tare mă rup. Dacă fii invitat la Convenția Americană din 2023, vii? Nu. Nu? Adică dacă convenția va avea loc în orașul Calgary și dacă ei sunt gata să achite deplasarea la toată familia, eu vin. Pentru ca să-mi văd cum atri. În Calgary am și eu rude. Da, nu. Nu, eu, uite, nu, blin, asta este imposibil. Asta trebuie scris în fiecare zi de dinți spre Maia Sandu, spre Andrei și Serviu, la Lituneancu. Și atunci poate mă invita. Am înțeles. Dar atunci, deși noi suntem atât de luați în seamă, sau poate nu suntem luați în seamă, și o să vii alegerile amuși să simțim chestia asta foarte tare. Diaspora. Pe mine cuvântul ăsta și mă obosește. În același timp îmi dă un impuls. Eu să descoper pe prisma life-urile mele. Aud oameni, văd ce se ocupă aici, și în America, dar și în Europa, dar și în Moldova. Cum ei privesc, cum ei pe noi ne privesc. Și așa și inițiativa mea de a te chema pe tine, că îmi place ce îți faci, îmi place ce îți... Dar cum să vă stai și ai cine vorbi, asta e un lucru. Dar în același eu vreau să văd și viziunea ta despre diaspora. Cine suntem noi? Tu din diaspora. Tu ești tot diaspora. Eu niciodată nu m-am gândit la chestia asta. Adică eu, de exemplu, nu fac diferența între diaspore, unu, în afară de faptul că... Dar nu vreau eu să spun direct despre diaspora din Italia. Nu vreau. Adică, dar nici nu este cazul. Noi suntem diferiți. Noi atunci când plecăm, noi ne alegem țara după chipul și asemănarea noastră. Noi alegem țara care ne este cel mai aproape. Unora le sunt mai aproape valorile italienilor, cuiva valorile spaniolilor. E ca sora mea, doar nici copii și n-are și faci și-a intrat online. Cuiva îi sunt apropiate valorile nordice. Slava Domnului că mult mai puțin. Cineva pleacă peste ocean și se regăsește. Eu cred că noi punem prea mare accent pe noțiunea asta de diaspora. Nu noi, politicii. Tu e că spuneai despre diaspora din America. Pe voi, ca și pe noi, ca și pe europeni, vă băgați în seamă exact în campanie electorală. Voi l-ați ales? Și după asta, de câte ori s-a consultat el cu voi în live-uri? Fix așa e situația și cu diaspora din Europa, care atunci când au fost alegerile pe uninominal, au ales-o pe doamna Maia Sandu, care face live-ul peste live-ul. Deși, să fim corecți, doamna Maia Sandu a mai făcut câteva live-uri cu diaspora. Și chiar și s-a întâlnit cu diaspora. Dar din ce înțeleg eu, cel pe care l-ați ales voi, în soașa... Nici, la live-ul, da. Circunscripția din... Dar mai trecem la anul 2019. Circunscripția din... Nu, nu, despre diaspora. Că așa cum vă folosesc pe voi, așa nu folosesc și pe noi. Așa că noi și facem. Diaspora, hai zicem așa, finanțează toate porcările care se întâmplă în Moldova și, cu părere de rău, mulți ani nu și-au deloc raportul de activitate și nu au făcut un audit. Pentru că nu avem un reprezentant, Eugen, și aici și chestie, dacă tot s-a băgat tare în seamă... Tu vrei iar eu să te întreb și câte live-uri au făcut cu voi și cel pe care l-ați ales, așa? Da, dar... Adică... Voi, uite, noi... Avem un dictat legislativ bazat pe interesele diasporei. Hai, nu americii, dar în general a diasporei. Sergiu, eu când s-a pornit discuția despre votul uninominal, am zis foarte clar că Moldova trebuie să aibă vot uninominal.
Și ce spui tu acum despre faptul că noi nu avem voce în Parlament, că noi nu avem cine să ne reprezinte, asta sunt bazele unui nominal. Adică oamenii, 20.000 de oameni, hai să zicem așa, au un reprezentant în Parlament, pe care, în cazul în care el nu face ceea ce vor acești, majoritatea din acești 20.000 de oameni, el, în fiecare sâmbătă și duminică când el vine. Și dacă nu vine în sat, ei au dreptul peste un an tupa să-l alunge și să-l realeagă. Asta este logic. Da, timp de două legislaturi asta o să fie haos total, pentru că în prima legislatură acolo o să fie al de Botgros, Advahov, Emilian și vreo două, Olga Roman și încă Alisa Bounty, pentru un sat, în sensul că o să fie un cavalcadă totală de oameni populari, care sunt votabili. Da, probabil, nu știu cum să spun corect. Nu credibil, pe care oamenii iar vota, pe care sunt gata să-i vote. Și după asta oamenii peste a doua oară și-au dat seama, băi, dar nu, de fapt îmi trebuie un om care probabil să termine universitate, de dorit de management, nu știu, adică universitate care să notoască, care el să înțeleagă ce vrem noi. Sau nu știu, dacă, de exemplu, de pe la Edineț Omușeala, adică el trebuie să fie agricultor pentru că să înțeleagă și vor oamenii și ei, pentru că ei majoritatea bazați pe agricultură, de la sud o leacă mai cu jile, adică chestii de astea. Asta este votul nominal. Atunci când el este ales de cineva și așa cineva după asta îl scarmână în fiecare săptămână și o întreabă, băi, băi, dar tu ce ai făcut? 4-0. Așa că... Frumșel, da, las. Și următoarele. Eu zic, da, spune. Adică, eu când spuneam, când scriam chestia asta, tot spuneau că eu sunt plătit de plaha. Dar plaha s-a dus. Dar chestia asta a rămas. Și în principiu, că și ești spui tu, și ești și-ar dori diaspora, apucam asta este. Pentru că diaspora este foarte multă. Da. Și ei nu au opinie. Suntem foarte mulți. Noi nu plătim taxe, cum ai zis tu, noi nu plătim taxe, noi suntem departe, noi emotiv tot votăm, dar noi votăm și eu consider că trebuie să votăm, dar dacă votăm, noi trebuie să avem și reprezentant acolo. Dacă nu, atunci eu o să fiu de acord cu tine, las mai fi votul electronic în 2025 sau când apare următoarele legi și după asta... Da. Și votul electronic în și am spus să vă dați să repetăm. Chista pentru scos ochii, adică în 2020, ok, da. Ia ca reprezentantul vostru amui în guvern, ia că el îți fac și votul, și tot el acolo atât te-a promis, deși nu are treabă Ministerul Economiei cum jumătate din ce și-a promis el, dar nu e pe asta. Bine, tu acum încerci să trolezi un fel, dar poate nu, ascultă, nu. Eu știu că el a promis în campanie electorală, eu mă contrazic singur cu mine. El a promis în campanie electorală că noi diaspora să avem votul electronic, eu știu. Sergio, poate Sergio, eu am făcut, orientat în altă parte. Eu am făcut masterat în e-governance în Tallinn. Uh-huh. Și atunci când nou ne spunea profesor, că iată, noi vom exporta e-guvernarea, pe e-guvernare înseamnă inclusiv și e-voting undeva. Și spune că noi, ca în Namibia, am pus un proiect care, asta era atunci, încă 2015, din penalti gol de altfel. În 2015 ei exportau e-guvernarea în Namibia și eu i-am spus foarte simplu. Doamna Catrin, dumneavoastră uitați o simplu chestie. În afară de a exporta e-guvernarea, dumneavoastră trebuie să exportați și milionul de estonieni încolo. Tu uite-te foarte atent cum oamenii au completat istoria pe compensații.gov.md. Și iată aici trebuie de lăudat un pic prin Marcel Spătar. El, probabil fără neapărat să gândească chestia asta, a reanimat destul de tare bibliotecile. Pentru că oamenii acum s-au dus majoritatea la bibliotec și bibliotecarii i-au ajutat să îndeplinească toată istoria asta pe compensații.gov.md. Estonienii și-au dorit votul electronic. Estonienii sunt oamenii care ei să nu vadă birocrația în ochi. Ei să nu vadă alți oameni în ochi. Asta e ca glumea și e după... Nu am avut acel istoric, Eugen. Hai spune cum, de ce, cum să iei, de ce... Cine a avut acel trecut istoric? Noi, Estonia și... Cum se numește perioada între anii 1945 și 1989 Moldova? Perioada, cum se numește, din 45 până asta? Perioada... În istoria Moldovei, cum ea se numește? RSSM? Iacă. Dar în istoria Estoniei, perioada și se numește ocupația Estoniei de către Rusia Sovietică.
Noi n-am avut Wow. așa la trecut istoric. Adică, nouă ne pare că n-am avut așa la trecut istoric, dar noi n-am avut așa la trecut istoric. Noi, ca națiune, ne-am vândut alfabetul și am trecut pe chirilică, ei niciodată nu au trecut pe chestia asta. Ia ca, Au domnul fost Petru Dodu, istorieni, au, sunt istorieni care au fost deportați în Siberia. foarte Intelectuali, o mulți. mare parte sunt, da. Foarte mulți, foarte mulți. Iar că domnul Dodu completează referitor la compensații GovMD, că asistenți sociali au fost responsabili să ajute oamenii să completeze formularele pentru compensații. Bravo lor și eu mă bucur că Marcel încearcă să aibă grijă de asistenți sociali, deși ei sunt foarte puțin în Moldova. Deci, trecând la estonieni înapoi, ei au avut foarte mulți și ei în fiecare an, dacă nu greșesc chiar de 2 ori pe an, comemorează oamenii care au plecat încolo, care au fost deportați. Și eu au fost deportați foarte mult. Dar atitudinea pe care o au estonienii față de ocupația sovietică și atitudinea pe care o are statul Republica Moldova față de RSS moldovenească este cu totul diferit. Și noi trecut istoric n-am avut comun. Și noi am avut case construite din lut și din ce construim noi case? Din lut, dar ei întotdeauna au avut case construite din piatră. Și asta este o foarte, foarte mare diferență despre viitor. Pentru că ei gândesc la viitor, de asta sistemul educațional din Estonia este primul în lume. Și la Moldova noi avem responsabil șef direcția învățământ general, un oarecare Valentin Crudu, care este un... Bine. Of. Nu, sunt eu din ai dreptate și eu numesc chiar Skype-ul, dacă nu greșesc, a fost fondat, inventat în Estonia, corect? Da. Skype. Da. Și sunt foarte multe aplicații aici în IT-uri care lucrează cu IT-șnici din Estonia, din America, cu IT-șnici foarte mult. Sunt multe aplicații, eu acum nu le țin minte pentru că Nu, sunt sunt foarte... foarte multe centre de dezvoltare în Da. Estonia pe IT, pentru că Estonia cheamă foarte mulți IT-șnici din IT, specialiști în IT buni, inclusiv din India, din alte, dar care sunt buni. Pentru că, repetă, că cei și cu diaspora, Dar oamenii... care e PIB-ul? Care, bine, PIB-ul ca PIB-ul, dar care e sursa devenită a țării estoniene? Pentru că ei nu au agricultură ca noi. Na, ce îți bazează economia? Ți dăm un sfat, poate lui Dumitru Alaiba, economia estonienilor. Da, spate fără sfatul lui Dumitru Alaiba. Ok, fără sfaturi. El El nu. are... Stai, soția domnului Alaiba este estoniancă. Ah. Domnul Alaiba, dacă nu greșesc, are ID estonian și număr estonian la asigurare și are companie înregistrată în Estonia. Așa că, hai, dă-i pași. El există o piedică foarte, foarte mare în toată istoria asta cu e-guvernarea, cu votul electronic și restul chestiilor. Transparență. Atunci când guvernul este transparent, atunci există șansă să avem e-guvernare. Și domnul Yuri Țurcanu pentru chestia asta luptă mulți ani de zile și probabil el în rând cu Marcel și cu domnul Prodan sunt unici miniștri sănătoși în acest guvern care tare sper să ducă odată statul, măcar cât drept, care sper să se ducă. Și, of, ne nada sfaturi, ne nada sfaturi. Bine, bine, Eugen, dar dacă fără, să zicem, hai, fără emoții, estonienii sunt mai reci, sunt mai nordici, țările nordice, într-adevăr, trebuie să altfel. Bun, trăim noi rău, sărac. Trăim noi rău, sărac, nu ne gândim la viitor, la perspectivă. Ce ne unește să facem, ce ne încurcă să facem unirea, la urma urmei. Uite, hai, procesul ăsta de a ne unifica cu țara mamă, e tot are o legătură istorică de-a noastră. Eu aici sunt activ, foarte activ în comunitate, în comunitatea moldovenilor și în comunitatea românească. Mai nou, eu am devenit activ și în comunitatea evreiască, mai nou, vorbitori de limba rusă, evrei din Ucraina. Am mai un an de zile. Evrei din Ucraina și chiar și evrei din Basarabia am cunoscut foarte mulți, care au venit O, pe... tu în principiu ai răspuns singura mea la întrebarea despre unire. Când ai spus cuvântul Ah. Basarabia. Pentru că Basarabia, istoric, e acolo undeva la sud, care acum e în Ucraina. Hai să nu spunem ocupată de Ucraina, pentru că după 24 februarie aceste discuții nu și-au ajuns.
România niciodată nu și-a dorit unirea cu Republica Moldova. Poate 92 a fost, 91-92 a mai fost varianta de asta. România are populație, și populația își dorește, spun eu. Nu. Populația poate da, dar guvernarea nu. Și acum să-ți explic de ce. Pentru că ei întotdeauna folosesc acest termen Basarabia, care nu are nicio treabă cu teritoriul mai la sud, de, mai la nord de Cahul și restul. Pentru că în cazul în care guvernanța din România ar spune Moldova, ar trebui să explice la toți de ce o parte din Moldova este ocupată de... este în România, dar o parte aici. Ei folosesc termenul inventat de către ruși, Basarabia, pentru că așa le mai comod și că așa le bine și, repet, ei nu vor reunirea pentru că nu vor. Și eu când au termenul ăsta de Basarabia, din mine rupe. Și asta este un termen inventat de către sovieti pe care Bucureștiul folosește cu foarte mare abilitate. Sovieti e mai vechi, din țarism, din perioada țarismului. Din 1812. După 1812, îi spuneau Besarabska guvernă. Da. Pământurile lui Besarabia erau undeva la sud, acolo, la Izmail, Chiria, Eren și alte chestii. Așa că... Vorbim bine, dar vorbim de viitor. Tu îți dai seama că în contextul politic, geopolitic, care se află Republica Moldova, unul e o catastrofă enormă. Într-adevăr, ucrainenii fac față la provocări și fac la acest război, sau nu știu dacă e corect să numim un război. E complicat acolo ce se întâmplă. Noi susținem, eu tot susținem foarte mult ucrainenii, am cu mătru ucraineni. Dar noi ce ne alegem? Noi așteptăm să termine războiul? Noi ce așteptăm? Eu asta nu pot să înțeleg. Guvernarea noastră ar trebui să masiv, acum într-adevăr masiv, să pună să pui mișcări de reformare a Republicii Moldova. Nu că guvernul, nu că acolo reformarea generală a Republicii Moldova. Moldova are un brainstorming și o reformare urgentă. Pentru un caz noi așteptăm, să fie rușii și noi suntem gata să dăm orice, numai ne ocupe. Eu am să-ți întreb dacă tu ai fumat levânțică de dimineață. Nu. La anușile încoti, la chestia asta nu se gândesc. Unu. Doi, oamenii în București, la guvernarea României, salut cu Maia Sandu, dar curiești nici nu vor să-i vadă și nici nu vor să-i audă. Deci, situația este foarte, foarte tristă pe tema asta și eu tare sper că să vină un moment, mă tem că el o să fie forțat, dar unirea oricum o să vină, o să fie unire firească. Probabil, în Uniunea Europeană cel puțin, deși asta nu o să fie deloc meritul, la fel cum și candidat pentru a intra în Uniunea Europeană, asta deloc nu e meritul Moldovei sau guvernării moldovene. Asta e meritul pur. Unii politicieni degeaba s-au lăudat. Da, asta tot e grație lui Mr. Bolnav din la Moscova, adică doar asta. Dar... eu nu știu, eu probabil totuși n-aș discuta pe tema unirii la moment, pentru că noi nu avem o guvernare rațională. Noi nu avem o guvernare care se gândească pe viitor. Noi avem o guvernare care se gândească acum și aici. Și gata. Adică nu poți discuta despre unire în condițiile în care guvernarea începe cu represiuni față de oamenii care protestează, fie chiar și plătiți. Pentru că chiar și pe 7 aprilie au fost oameni plătiți de stoi în piață. Da, da. Dar despre asta nu se discută. La fel cum eu, de exemplu, azi mi-am amintit că doamna noastră președintă, împreună cu domnul președinte a Partidului Democrației și Adevăr, sau Dreptate și Adevăr, sau cum acolo se numește, Nedaul lor, cândva a fost supraviț cu Mercur. Ții minte? Da, Anastasia, deci vorbești. Da, din Anastasia și Maia Sandu au fost supraviți cu Mercur. Ei au prezentat și niște rapoarte de la Centrul Diagnostic German, că ei au Mercur în corp. Eu vreau să întreb cumva zilele astea, dar atâta timp cât doamna este președintă, cum merge procesul penal sau cum acolo de otrăvirea lor? Cine a otrăvit? Ea poate nu că influența lucrurile, dar reforma justiția în așa fel încât să înțeleagă cine i-a otrăvit pe ei.
Ia și-a revenit, dar domnul Năstase încă nu și-a revenit la o travă, asta să fie, dar ea și-a revenit. Pentru că e la putere Nu, de aia. nu apa asta, asta, asta. Așa că unirea, eu nu cred că acum este în cărțile acestei guvernări. Iar de jos, inițiativa la moment nu poate veni, pentru că tot ceea ce a fost Partidul Unionist în Moldova a fost compromis de către George Simion cu aurul lui Grobani și de Aldo Țicu cu Carmen Blașu făcut Bine, eu tot partid am în fost Moldova. membru al Partidului Liberal, am împărtășit ideile Partidului Liberal, foarte mai nou, nu mai sunt liberal deja ca concepție, ca ideologie politică, mă Bun. orientez spre un fel de republicanism american, probabil, mai mult, sau Opa. conservator. Da, Make America great, great again, sau cum acolo am din nou. dar moldovenii sunt în principiu cu liberalismul cam greu o duc, asta e altceva. Dar ce vreau să zic, eu întotdeauna am împărtășit valorile unioniste și voi împărtăși valorile unioniste Eu nu cred. totdeauna. Eu nu cred că unionismul are treabă cu vreo chestie politică, adică o orientare politică. Eu, de exemplu, sunt. Da, s-a văzut. Și după a făcut o unire foarte frumoasă pentru un câinic cenulesc. Deși Deci, romanii născut în Volgograd, care, de exemplu, da. ieri a fost redenumit pentru o zi în Stalingrad, de către Duma rusească. Dar unionismul este o chestie de spirit și nu e o chestie politică. Adică eu, de exemplu, de orientare, probabil, totuși, social-democrat, dar social-democrația nordică, dar nu. Eu vedeți partidul tău, acum avem și partid nou deja în Moldova. Da. Eu nu fost Nu, om dar Serebrean, dacă nu greșesc. Serebrean a avut partidul ăsta cândva. nu, partid, la dânsul era Partidul Social Liberal, în general era o struță cămilă de asta, PSL era. Să vedem, dar eu nu cred că. Să vedem ce o să fie cu partidul ăsta, pentru că a-l alege pe domnul Sul președinte de partid, mi îmi pare destul de stran. Dar mă rog, asta este decizia lor, plus că acolo sunt oameni tineri și o echipă de tineri care eu sper eu să înceapă reformele. Eu mă bucur că domnul Diacov a dispărut. Sau cel puțin promit el să dispară de pe El scena politică. nu a dispărut, el nu a votat Ia, acum. el trece în domeniul ONG, trece în societatea civilă moldovenească. Da, Cum da, așa nu da. sunt. El o să devii blogger la bătrânețe. Dar Eugen, întrebă. el are șanse, de fapt. Deci, el e jurnalism cu școală sovietică. Da. El e bun de a Da. transmite informații. Bun. Eugen, hai în cei 31 de ani care noi am avut, spune-mi un politician dacă o a avut sau are șansă, poate la trecut, poate și-l avem, poate urmează din ăștia tineri care vin, că tot mai mult văd că blogger devin, își fac partii din Republica Moldova și unioniste, o să apară un partid unionist, am înțeles că de grabă. Deci spune un om care într-adevăr are șansă să fie liderul sau ciobanul acela care tu spuneai într-un interviu la Vadim Cușmir, dacă nu greșesc, da. Un cioban, că Moldova are nevoie de un cioban care să iei puteți așa și să-i ducă. Există un polițian, în afară de Emilian Cristi? Că se duc la București, dar n-am înțeles. Tu de ce mă Nu, întrebi și tot tu răspunzi? întreb pentru că eu vreau să știu părerea ta, Eugen, Eu și cred mie. că, iată, tu ai răspuns de Emilian. Eu cred că pagina Emilian Crețu, da, sunt român, are șansă să facă unire. Și chestia asta poate fi și trolling. Hai că 5 la 0. Malați mă dau. Chestia asta poate și un pic de trolling. Dar e Eu și adevărat. nu sunt de acord cu multe din cei. Nu, sunt momente în care eu nu sunt de acord cu Emilian și inclusiv criticul ăsta care Orașul cu corona. da, fut corona mai pe care îl cânt toți copiii, dar el acum într-un interviu recent, eu nu prea urmăresc interviul, dar cu dânsul cu Aura m-am uitat. El a explicat chestia asta destul de bine, destul de clar, că copiii care cântă chestia asta, el a spus că eu nu trebuie, nu eu sunt cel care trebuie să vă educ copiii. Emilian e o versiune Emilian nu are nuclearizată. fii. Bine, ești cu trăzător. Emilian are de învățat foarte multe din domeniul politic, dar stai, e și acolo breaking news a venit pe Telegram. Opa.
Și domnul Alaiba este la spital. A suferit un accident stupid. Și, bandajat la spital. Noi îi dorim multă sănătate pentru că Da, trebuie. într-adevăr. Dar, blin, articolul despre dânsul amână pe altă zi. Deci, revenind la lider, Da, Emilian Emilian. are de la cine învăța? Renato îl poate învăța și nu numai Renato. Emilian nu trebuie nicicui să-i demonstreze trecutul istoric și de unde face bani. Toți au văzut, adică în acești câți ani el acolo Da, băiatul e bravo, își construiește o casă care e bine, treaba lui. El e bravo el. dintr-un punct de vedere, oarecare. Se descurcă foarte bine la public entertainment. Da, adică el e, bine, eu nu știu, oamenii se uită cu asta, noi și cu mama sacra dată am avut o discuție că e ea, că și tot așa cu Emilian. Masacru, nu știți ce a făcut Azmaia Sandu? Nu. Dar știți ce a făcut Emilian? Da. Nu, întrebări mai sunt. Deci, eu cred că Emilian, dacă să-l apuci o leacă de curs, să-l apuci și cum națu, eu cred că, uite, eu nu vreau să, eu nu am multă experiență, doar 11 ani sunt acolo, eu să mă uit la politica asta moldovenească, dar asta este opinia mea. Să vedem ce o să fie. Există foarte mari șanse că el deloc nu o să intre în politică, dar dacă el o să intre, pe dânsul n-ai cu și la nina. Asta e problema. Că pe toți ai cu și la nina de cur de trecut. Fiecare ascunde ceva. Hai, Da, să nu ne apucăm de înțeleg, fiecare. înțeleg, înțeleg. Adică, la dâns stătii live, poftim, eu am fost, iaca, eu am făcut, iaca uitați-vă El casa e... mamei pe care am făcut-o, iaca uitați-vă trandafirii pe care eu i-am plantat, iaca uitați-vă tusovca pe care o să o fac eu mâine la hramul satului, Da, iaca curat uitați-vă din asta diaspora, pe care am curat făcut, din educație, iaca foarte uitați-vă bine. că am lucrat la jurnal, iaca uitați-vă sketch-urile mele și voi mai aveți la mine. Da, de acolo e foarte mult, trebuie să mai înveți puțin, cum ai spus, din politică, dar din ce trecut, Eugen, cine într-adevăr a fost un lider bun? Noi am menționat foarte mulți oameni, cine într-adevăr din trecut, la trecut vorbim, a fost un lider foarte bun pentru Moldova și cumva la moment potrivit s-a manifestat cumva potrivit în diferite Eu îmi pare că am o spun o chestie pe care o să o regret, da. Eu te întreb cu scop, pentru că eu vreau să înțeleg noi. Eu pot să-ți explic. Moldova a avut un moment în care Voronin, chiar dacă eu scriu cu minuscule pentru cei ce a fost pe 7 aprilie, a făcut o chestie bună. Atunci când Putin s-a urcat în avion să vină în Moldova și Voronin a spus că nu, eu nu semnez memorandumul COZA. Probabil ia ca asta. Și atâta timp cât noi acum discutăm cu oamenii din business diferiți care spun că se adeverește că Voronin a fost cel mai mare liberal din toată istoria Republicii Moldova, începe a plânge și în același timp îți dai seama că, blin, походu așa e, de atâta că... Și din poporul cel mai mare comunist. Anticomunist, anticomunist. Eu am fost membru a partidului și îl știu de mare. Eu știu foarte mulți oameni buni care au ieșit din Partidul Liberal, dar totodată sunt tare mulți. Adică ca și în toate partidele. Ca și în toate partidele. Da. Nu, Și e adevărat ce eu ai nu spus. știu. Ghimpu este un om bolnav, Dorin la fel, și nu-i pare rău, dar probabil acești oameni bolnavi și duc după sine masele pentru că ei se consideră mesia și alte chestii și vorbesc destul de bine și convingător. Așa că asta este. Nu, probabil numai Voronin în momentul în care noi semnat memorandumul COZA și gata. Asta e Și în momentul...
Și în momentul când, după 5 aprilie, el totuși nu a cumpărat acest vot de aur, deși putea să-l vândă Platon și restul. Și el putea să o facă. El putea să o facă și îmi dau seama, dar ia că nu a făcut-o. Și acum, la trecerea anilor, eu am în principiu câteodată nu regret, dar acum, la trecerea anilor, probabil ar trebui de gândit, dar poate trebuie să cumpăr. Poate vezi fi altfel. Nu știu. Da, acest moment este într-adevăr scris în istorie. Eu sper să fie scris în istorie ca niște momente nu știu, importante politic, decizii politic luate corect. Dar, iarăși, Transnistria tot rămâne pe capul nostru, noi foarte mult suferim din cauza lor. Rezolvarea Transnistriei, o vezi cumva, Eugen, poate fi rezolvată sau ce trebuie să facem noi cu Transnistria? Mergem la 1 plus 1, ce format mai inventăm ca noi odată cu Transnistria să rezolvăm, pentru că ancora asta noastră e în faptul că suntem foarte buni și primitori, apoi noi nici nu știm cum să facem cu bunătatea asta noastră câteodată, știi? Bunătatea vremurilor noastre, sau cum era acel roman? Nu știu, până pe 24 februarie eu avem un răspuns foarte clar. Transnistria trebuie să fie vândut. După 24 februarie eu răspuns nu am. Și eu cred că viitorul Transnistriei va depinde de rezultatele invaziei Rusiei în Ucraina. Și noi putem să discutăm multe și cornute, dar asta se decide exact rezultatele acestei invazii. Până atunci, orice discuția noastră este sterilă și nu și are niciun rost. Adică, când o să termină toată chestia asta, Transnistria o să fie unul telegraf trolește potrivit surselor TV8, al aibă s-a accidentat în timp ce se uita la acest live. Oh my deci, goodness. Transnistria o să fie inclus în tratatul de pace care va fi semnat la finalul acestei invazii. Asta deja este evident. Așa că poživem, uvidim, cum spun rușii. Trecem la două întrebări, Eugen, și ne rotunjim. Eu și așa trebuie frumos. Hai, cumva, să ne lungim. Sau să devenim mai slabi. Hai la scurgele de informații care au loc în spațiul public din ultimele două săptămâni. Pur și simplu, eu cred că toate scurgele de informații care au fost apărute, ele își aveau sensul și pot să explic de ce, dacă e nevoie, dar cred că nu trebuie. Dar, ce vreau să întreb e că crezi că asta a fost inventat undeva din afară sau asta a fost lucrat undeva dinăuntru din Republica Moldova? Bine, la nivel speculativ acum, nu pot să demonstrez asta. De fapt, oamenii trebuie să ocupe ca să demonstreze. Dar la nivel de speculativ sau să faci strălin, să zicem, eu a fost cumva lucrată de afară? Nu cred. Uite, hai să zicem așa. Comanditarul are pașaport moldovenesc. Adică, opinia mea, este el în țară, nu este în afara țării, sunt alte drepturi. Dar faptul că cel care a cerut astfel de scurgeri, astfel de, de nu știu, invazii, nu știu cum spun, telefon sunt, să iei informații, are acest Eu nu cred că este atac, hai să zicem așa. Eu cred că în cazul dat, cel mai probabil a fost accesul la un telefon. Știi, telefonul cel deja transmitea informații. Adică acolo sunt chestii, eu trebuie să mă apuc și să despre chestia asta, cum am neapărat să-și verifice toate telefoanele cu malware detector după ce a intrat pe Moldova Leaks de pe telefon, neapărat să-și verifice toate telefoanele, dar repet, omul, grupul de oameni interesat de acest curge, precis, are pașaport moldovenesc. Unde stă el la moment? Nu știu. Moldova, Londra, Cipru. Am înțeles. Da,
trebuie, înseamnă că atunci e justificat cumva toată chestia asta. Pentru că dacă eu se deschid o leacă parantezele în Statele Unite Americii au fost mai mult scurgeri, la fel, dacă ți-ai uit cu Snowden, Obama, la fel, președintele, Mike nu era născut în America, dar era născut undeva prin Kenya. Mai vechi încă istoric, Nixon, președintele Americii, tot a fost, telefonul lui a fost ascultat și cumva au făcut scurgere informații, cum trebuie să finanțeze atunci Partidul Democrat, mai scurt, până la urmă omul a făcut un scandal, s-a întâmplat un scandal politic atunci și cu Vietnamul era în proces și a dat demisia. La noi cumva scandal nu prea tare am avut. Nu așa, parcă da, a fost scurgere. Le-am râs, am trolit, am citit și cum acolo. Cum trebuie să reacționeze societatea civilă? Cum trebuie să reacționeze mass media? Cum trebuie toate care, lucrurile astea? Care e societatea civilă? Care? Care stă și linge fondul guvernării pentru că altfel nu o să ia contracte de sponsorizare de la Fundația Soros, Fundația Conrad Adenauer. Cum trebuie, cum trebuie diaspora să reacționeze, dacă nu societatea, pentru că noi ești de acasă, noi toți suntem cetățenii Republicii. Da, diaspora nu prea are. Noi nu suntem afiliați politici. Nu, eu spun, uite, informarea costă sau timp sau costă bani. Asta timp cât, de exemplu, sunt site-uri al de Agora care s-au dezvoltat pe banii din miliard și care acum cere bani pentru abonare, pentru informații de rahat, aceasta nu este informare, acesta este rahat cu perje. Și nu ca așa, dar perjele încă zbâhlite. Pentru asta este privesc eu, dar asta îți trebuiește timp ca să stai și să asculți și să analizezi și te gândești. Și doi, pentru asta, și la fel ca și scurgerile astea, tu trebuie să intri, să citești, să vezi, să înțelegi, să gândești. Pentru mine, nu ok. Ok. Unica, adică m-am bucurat într-un fel că doamna Revenco stă mai mult pe Signal, ceea ce este bine. Adică gândești la igiena personală. Mie îmi pare foarte straniu că, de exemplu, chat-urile lui Torin erau atât de publici și eu nu le șterg. Rest la Vadim, nu. Vadim e maladeț. Nu Vadim, blin. Da, Sergiu Litvinenko cu Litvinenko cum acolo... Deci pot. Cât am scris spre dâns și cât sânger, eu am început la prima întrebare în răspuns. Acest domn, acest ex-democrat, probabil actual și actual informator al serviciilor și rest chestiilor. Dar nici nu știu, nu găsesc un cuvânt. Eu pot să spun o chestie. În luna iulie, pe începutul iulie, eu l-am numit pe un om bo pe Facebook. Pur și simplu am spus, ești un bo. Și Facebook-ul m-a blocat în 30 de zile. Așa că eu o să mă strădui în acest live să nu pronunț cuvinte rele, pentru că nu cumva să se jeluie polujăță, apustivșiția al de cel de care ai întrebat tu, să jeluie pe acest live și spună că eu am fost... Da, și nu îți fă griji și pe mine, m-au acuzat și pe tine, eu tot deja ați fiu acuzat, uite, îți plătiți deja... De-a mă firesc. Eu mi-am luat responsabilitatea chestia asta. Anume din punct de vedere că eu am vrut să văd părerile tale. Mie îmi place ce aici faci. Eu te consider o persoană deșteaptă, deștept. Și tot ce aici faci tu este ca o opoziție. Tu vrei să demonstrezi fiecăruia ce înseamnă cu adevărat să fii. Dar nu, eu nu sunt. Asta e părerea mea despre tine. Poate tu nu ești așa. De asta te-am întrebat la început cine tu ești. Poate tu întrebări și plătiți. Eu nu sunt în opoziție cu putere. Cel puțin vrei să demonstrezi cum e să fii o opoziție. Noi nici opoziție nu avem. Dar nu e opoziție. Uite, noi nu avem opoziție, în primul rând, la moment, deloc. Doi, dar nu poți fi în opoziție cu putere. Eu întotdeauna am spus pe dâns și este. Adică despre acești oameni care au ajuns acum la putere. Faptul că eu câteodată îi laud. Dacă uite, am laudat-o pe doamna Revenco. Bravo ei pentru Signal și eu, dacă sincer, mi îmi pare foarte straniu că doamna Maia Sandu n-o căchiet la direct după ședința de duminica trecută care a avut loc la prezidenție. Pentru că atâtea injurii în viață eu nu cred că i-au auzit,
după ce a plecat din prietenii mei. Acolo fi la tot câteodată, sunt mai tare. Atâtea informații nouă aflate despre partid și despre membrii partidului, e precis că ziua de luni au stat și au gândit foarte mult și eu mă bucur că e marți, a ieșit normal și s-a dus la întâlnire electorală, dar la sud. Așa că, blin. Când e laudat, e laud, dar asta este Legat de un Dorin Recean, tu ai menționat și menționezi foarte mult, e un potențial sau, bine, nu tu ai menționat că poate fi un potențial prim-ministru, dar nu, menționezi eu. foarte mult, da, nu tu ai menționat asta, bine, dar tu ai făcut un filmuleț acolo unde ai spus despre asfalt de Moldova, asfalt de Piața Mare Asfalt Dornă din Rețea. Piața Mare Internațională. Da. Da, corect. Dorin, îți este plăcut ca un personaj politic sau ca o persoană simplă, să zic așa. Tu îl cunoști, evident, dacă tu vorbești cu Dânsul, ca și ceilalți care ai vorbit până acum, tu îi cunoști. Deci Dorin are un potențial ca Da. om politic mare? Da. Eu, în primul rând, hai să începem cu situația că Dorin este un om citit, un om foarte cult. Blin, dar eu o să ies hălaut, Dorin. Da? Nu, dar nu asta mă întreabă. Caroci, eu cred că Dorin Recean, și pot să repet chestia asta care am spus-o și în live, că este ultima speranță a Moldovei. Și eu Bineînțeles, sunt cu sigur că, Dumnezeu. eu știu, nu că sunt sigur, eu știu că oamenii din opoziție la fel respectă pe Dorin. Da, sunt foarte multe discuții, sunt foarte multe Este o zvonuri persoană lansate. integră, da? Principal. Nu, O sunt persoană foarte integră. Sunt foarte multe zvonuri în ultima vreme despre Dorin, despre faptul că el controlează Comu și Transnistria, că el controlează uzina metalurgică și chestii de astea. Bun. Eu nu vreau să cred aceste zvonuri. Unu. Doi. Blin. Nu e ca... Nu, blin. Nu-mi place nici de omul politic Dorin. Eu, atunci când sunt oameni care discut, tu dai seama că discuți cu tabula rasa. Apoi că cu Dorin e tare greu să discuți, pentru că pe dânsul nu poți gruzi, cum se spune rusul, în doi timp și trei mișcări. Așa că, știu, tu primești plăcere de la acea discuție, pentru că tu, când vorbești cu dânsul, tu ieși cu informații de acolo, cu ceva nou, tu ieși acolo cu vreo 3-4 cărți pe care trebuie să le citești după asta, ca să înțelegi și tu Dorin. Mie mi-ar plăcea să-l văd pe Dorin Recean premier. Și eu, după cum am promis, că în cazul în care Dorin Recean o devină premier, timp de 10 Ești la zile, pensie. 14, nu o să-l critic. Ești la pensie. Poftim? Ești la pensie? Nu. Nu, dar nu pot să ies la pensie. Plus, unica problemă, că atunci eu să trebuiască, probabil, să-i scriu în privat domnului Recean. Domnul Recean, dar e că ești nenadă, e că cu prostii. Deci, la fel cum se întâmplă cu oamenii pe care îi cunosc eu în guverne, eu nu prea critic public. Eu pot să le scriu direct și în cazul în care ei li sunt fumat în chef și nu mai răspund, atunci eu pot să critic public. Pentru că este foarte trist când un om cu care comunicai și cu care te mai scriai și mai schimbai opinii, la un anumit moment, pur și simplu nu răspund la mesaj, pentru că, evident, el a ajuns într-o funcție de șef. Acuși cu permisiune. Bine, Eugen, am mai avut o întrebare, dar un skip it, mai nu că neapărat, dar e seara, pur și simplu, mâine e luni, eu îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Cu Tu plăcere. m-ai adus mine și mai tare în eroare, eu am crezut că găsesc ceva mai, o să fiu mai informat, o să fiu mai lucid, dar din tot Nu, ce nu, nu, mi-ai nu, nu. spus, Eu de eu obicei, m-am... după discuții cu mine, oamenii sunt mai tari în ceață. Vrei Exact, afară? iată, am intrat într-o ceață, dar e cu bine. Eu îți mulțumesc pentru asta. Și ultima întrebare. Spune nouă, Hai. ce mie personal, asta e întrebarea mea personală, o carte, un roman care te-a făcut, o carte, un roman care te-a făcut pe tine, Eugen Lucianuc, care tu recomanzi oricum,
Nu există așa. Bine, romanul tău Nu, preferat, cartea ta preferată. Eu cred că n-am. Uite, eu cred că o să... Care noi trebuie să învățăm din cei ce tu citești, eu prin prisma carte care să o citesc, care să ne recomand, eu să înțeleg cine tu ești citind această carte. Dar nu pot să înțelegi. Probabil, dar nu știu, dar n-am eu o carte care stau și să, care să mă reprezinte. Nu, eu am citit destul de multe cărți și eu nu cred că eu aș reveni la vreuna. Adică eu... Bine, hai, uite, probabil, în cazul în care cineva nu a citit cartea Ferma animalelor de Orwell, pajalu să citiți-o. De atâta că această carte reprezintă foarte bine ceea ce se întâmplă cu Republica Moldova permanent. Și chestia asta este foarte bună, pentru că acolo personajele principale doresc porcii. Da, eu am zis. Eu sunt făcut un anul porcilor și încă și scorpion pe des. Adică, e un horoscop, nu prea cred, dar reși în situația că scorpion trebuie să crede. Dacă mai idiot decât scorpionii și mai frumoși, deștepți și modești, nu sunt oameni. Dar era o carte de horoscop și acolo anul și luna. По коло камераски скорпион шпорка поспускай, ну это короче вообще полно. А шек ее критики ясно, Оля. Дар ее тут же команда вами сейчас к ферма анимального. Дупаста о минус тёп за шпатру ану иста магин дночит. О минус тёп за шпатру пать вся тремна инвазия. А старуса скажет дупаста вами не сочтя скажет что миг нифига ж себе ста фикса чей ситуацию фот. Da, și mai ales în ferma animalelor este și o frază foarte celebră, toți suntem dacă tot de actuala guvernare sau pretinși vremurilor bune sau cum mai este numit, toți suntem egali, dar unii sunt mai egali. Dar unii sunt mai egali dintre egali. Eu cărțile citesc în limba rusă. Eu pot spun, eu, de exemplu, am citit vreo două cărți în limba română și prima și traducerea în limba rusă și am spus că nu, totuși. Traduși în limba rusă, mă rog, pentru mine limba rusă nu e limba maternă, până la 5 ani am vorbit numai rusă. Eu citesc destul de bine rus, mai greu mă exprim, probabil, dar pe eu mă exprim cu variante românești. De citit, de asta descris mai greu. De citit, cel mai ușor de citit traducerile rusești, pentru că ele traducătorii ruși sunt cu mult mai buni decât traducătorii români. Asta este indiscutabil. Plus e mult mai ușor de găsit cărțile în limba rusă. Și mai e. Da, nu, oricum, e diferența mare, da, de a citi în română și în rusă. Rușii merg mai concret, mai drept, așa, straight ahead, cum zic americanii, direct. Literatura și scriitorii români cumva au alt tip de abordare, mai filozofică, mai trebuie să explice mult până să ajungă la ce vreau să explice un... Deci asta e părerea mea personală. Eugen, mulțumesc încă o dată. Mulțumesc foarte mult. Plăcere. Mai vorbim, dar data viitoare vorbim, cred că, despre Dumnezeu și religie. Dar nu cred. Eu cred în Dumnezeu. Eu nu cred în biserică. Nici un preot. Poftim? Nici un preot ai vrut să spui. Nu, eu, hai să spun așa, eu nu cred în seriele biserică. Iacă așa și-am mai bine spus. Deci, dacă eu cred în, blin, nu, asta nu pot să nu cred în Dumnezeu. Dar ce transformă? Politice, da, înțeleg. Da. Adică este bine, este normal să crezi, probabil este foarte corect la noi să citească și Biblia. Și Coranul, de atâta că nu strică. Coranul este foarte fain. Trist că oamenii îl tratează, nu îl tratează. Dar bine, eu trebuie să spuc. Mulțumesc, Eugen. Cu plăcere. Da, vă mulțumesc fiecăruia care ne-ați urmărit și n-am mai citit, dacă sincer, comentariile sau întrebările, dar sper că au fost multe data viitoare. Oameni buni, vă mulțumim foarte mult și o seară bună, Eugen. La fel și mergem. Hai, noroc. Да, мы уже вырубим. Хай.